De fiecare dată când mi se spune să fac o urare telespectatorilor cu ocazia unei anume sărbători, mă gândesc, oare ce să le spun să fiu mai deosebită decât ceilalți? Să le spun altceva, ceva ce-și doresc să audă. Sau să nu cad în capcana de a spune ceva ce toată lumea spune. Și uite acum, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sunt nevoită, pentru că imaginația nu mi oferă nicio altă șansă, să vă spun aceleași lucruri care sunt însă atât de importante. Să fiți sănătoși, dragi mei, să fiți fericiți, să aveți bucurii la tot pasul, să vă trăiască părinți, copiii, cei dragi din preajmă, să aveți bucurii și acasă, dar și la servici, să faceți tot ceea ce faceți cu dragoste și cu patimă. Și anul care vine, să ne vedem din nou la TVR.